5 chestii în care să investești pe timp de război pentru ca să înmulțești banii tăi. Există o frază în lumea investițiilor care spune că cei mai mari bani se câștigă atunci când în lume este haos, când în lume este panică. Și exact asta avem deja de câteva zile de când a început războiul dintre Rusia și Ucraina, toată lumea este panicată. Respectiv, în acest video vreau să vorbim despre cum putem nu doar să pierdem bani din cauza inflației, din cauza că cresc prețurile, din cauza că multă lume pierde locul de muncă, dar și cum am putea să câștigăm pe fonul acestui conflict. Totuși, înainte de asta, nu uita să-mi lași un like la acest video. Așadar, haideți să vedem care sunt în principiu modalitățile de a câștiga pe fonul unui război, să spunem așa, da? Sau atunci când în lume este panică. Din cauza că, da, toți spun că criza, adică fiecare criză, aduce cu sine multe posibilități. Dar care sunt acele chestii unde noi putem mai concret să investim banii noștri? Pentru că, spre exemplu, să bagi 100 de euro și să întorci înapoi 150 sau 200. Pur ca exemplu. Să înțelegem că, în principiu, pe fonul, repet, a unui război, se poate de câștigat în două modalități. Prima modalitate este să cumpărăm active care se devalorizează. La ce mă refer aici? Da? Adică noi avem diverse active. Despre asta noi vorbim destul de des pe acest canal de YouTube. Noi avem, spre exemplu, piața imobiliară, da? Și fiecare casă, apartament, imobil comercial, spațiu comercial și așa mai departe, este un activ. Pe lângă asta, noi avem criptomonedele, da? Unde Bitcoinul, alte criptomonede, la fel sunt active. Avem bursa, unde avem acțiunile la diverse companii care la fel sunt active. Respectiv, atunci când începe un conflict de felul ăsta, la nivel local sau mondial în cazul nostru, aceste active de regulă se cad în preț foarte tare. De ce cad în preț? Ele cad în preț din cauza că lumea, speriată, în stare de panică, începe să vândă aceste active și automat aceste active cad în preț, pentru că așa funcționează efectul de cerere și ofertă. Atunci când, spre exemplu, multă lume cumpără ceva, acel ceva crește în preț. Atunci când multă lume vinde ceva, acel ceva scade în preț. Și noi, spre exemplu, am putea să cumpărăm acele active devalorizate care au căzut în preț, chiar dacă la moment noi încă nu vedem o cădere pe piața imobiliarilor, spre exemplu, dar noi vedem căderi la bursă sau căderi legate de alte active. Respectiv, noi putem, cumpărând acele active devalorizate, da, pe care lumea le vinde, dar lumea le vinde din cauza că lumea este speriată, lumea nu știe ce va urma, dar dacă vine războiul și așa mai departe, efectul de turmă în cazul ăsta funcționează foarte, foarte bine. Spre exemplu, eu am asistat chiar alaltă ieri la un fenomen foarte interesant în România, da? Adică românii, auzind o știre precum că prețul combustibilului ar putea să crească de 3 ori deja mâine, respectiv ieri seară, atunci când reveneam din București spre Chișinău, am văzut rânduri enorme la benzinării unde stăteau câte 50-100 de mașini în rânduri, da? În cozi, pentru a cumpăra combustibil. Totul a pornit de la niște știri care nu sunt nici pe departe reale. Respectiv, exact așa și cu războiul, cu investițiile, efectul de turmă funcționează într-adevăr bine și atunci când se începe ceva mai neordinar, da, precum conflictul armat din Ucraina-Rusia, oamenii se sperie, nu știu ce va urma, încep să vândă acțiunile unei companii, ceilalți oameni văd că acțiunile încep să cadă, speriați, că nu vor putea scoate banii, că poate vor avea nevoie de bani. Și ei vând. Și în felul ăsta acțiunile cad și acțiunile unei companii de-a dreptul bune poate să ajungă să coste foarte, foarte puțin, așa cum vedem acum la bursă, vedem mai multe companii bune care au ajuns să coste relativ puțin. Și asta nu înseamnă că aceste companii nu mai sunt bune. Aceste companii nu au devenit mai rele. Ele în continuare au vânzări, ele în continuare continuă să funcționeze, totul este absolut ok, dar în panică că lumea le vinde și atât. Asta ar fi prima modalitate de a câștiga pe fonul acestui război, da? Adică noi ar trebui să vedem care sunt acele companii bune sau alte active bune care s-au devalorizat, poate cineva chiar și-a vândut apartamentul din fugă, da? Și cu un preț redus sau îl vinde, da? Putem să cumpărăm. Sau acțiuni la bursă, acțiunile unei companii bune. La fel pot fi cumpărate, da? Respectiv, în felul ăsta, noi cumpărând aceste active, mai departe așteptăm să treacă această perioadă de panică
panică, după care aceste active vor începe să-și revină în preț, să crească înapoi. Asta ar fi prima modalitate de a câștiga bani, dar totuși noi nu vom vorbi despre ea în acest video, nu vom vorbi mai mult decât atât, deoarece asta ar presupune că noi trebuie să cumpărăm acum ceva în momentul de panică, când noi singuri poate nu știm ce va urma mai departe, și să așteptăm până când aceste active vor reveni în preț. Cine știe ce va urma. Totuși există a doua modalitate, modalitatea că noi să cumpărăm active care acum cresc în preț, în acest moment, active care sunt beneficiarele acestui război. Din cauza că întotdeauna, cât de strașnică nu ar fi situația care se întâmplă în lume, întotdeauna există cei care pierd pe urma unei situații și există beneficiari. Întotdeauna, chiar dacă în 2020 a început pandemia, majoritatea companiilor au început să aibă probleme, să se închidă restaurantele, să se întâmple o mulțime de chestii pur și simplu strașnice, au fost companii oricum care au fost beneficiarele acestei crize, companiile producătoare de vaccinuri, companiile farmaceutice per general, adică care produceau antivirale și alte chestii, da? Adică aceste companii au crescut ca câștig, la fel acum pe timpul războiului noi avem active, investiții putem să spunem, care beneficiază, sunt beneficiarii acestui război, ele cresc acum pe fondul acestui război. Și prima investiție de felul ăsta sunt criptomonedele. La moment criptomonedele au început, deja vedem o creștere destul de, să zic, serioasă ultimele zile și vreau să explic acest fenomen, da? De ce criptomonedele ar putea fi o idee bună? Chiar dacă vreau să anunț, trebuia să anunț chiar la început de video, vreau să anunț că acest video nu este absolut o recomandare ca tu să investești banii tăi anume în aceste active despre care eu vorbesc în acest video, adică până la urmă tu ești responsabil de ceea ce faci cu banii tăi, acestea sunt doar, să zic așa, gândurile mele personale pe care tu poți să le iei în calcul, poți să nu le iei în calcul. Eu nu mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce faci tu și totuși explic de ce criptomonedele ar putea fi o idee bună. Deoarece acum, dacă urmărești ceea ce se întâmplă în Rusia, situația politică, economică, păi în Rusia, de fapt celelalte țări mai exact, în principiu, au început să izoleze Rusia de la economia globală. Rusia practic nu mai are aproape că acces la dolar, nu mai are aproape că acces la valută, per general, adică rușii au început să opereze, au posibilitatea să opereze în mare parte doar cu rubla rusească, iar rubla rusească a început să se devalorizeze cu viteză nebună din cauza la ceea ce se întâmplă acum în Rusia, Ucraina, din cauza la, să zic așa, penalitățile care le pun celelalte țări Rusiei. Respectiv, la momentul actual, pentru ruși, și nu doar pentru ruși, dar pentru ruși în primul rând, o scăpare ar fi Bitcoin-ul, criptomonedele, pentru că ei nu mai știu unde să investească acele ruble rusești care se devalorizează, respectiv, dacă ei nu mai pot cumpăra dolar, euro, o opțiune ar fi să cumpere Bitcoin sau alte criptomonede și acestea vor crește. Plus la asta, toată lumea este speriată de ceea ce se întâmplă. Lumea se gândește cum să-și protejeze banii, pentru că chiar și euro, chiar și dolarul și mai departe, oricum se devalorizează, adică avem o inflație foarte mare și respectiv mai mulți oameni oricum vor alege Bitcoin-ul ca o cale de scăpare. Așa că Bitcoin-ul și alte criptomonede, aici vreau să fac o mențiune, că zic Bitcoin, zic, nu știu, Ethereum, deoarece cred că anume aceste monede au șansă să crească în perspectiva, nu știu, viitorul apropiat sau plus minus, dar criptomonedele, acele proiecte care până acum pur și simplu creșteau cu viteză nebună, foarte probabil că nu vor mai crește, vor cădea din cauza că lumea acum va căuta metode de a-și proteja banii. Respectiv, nu vor merge să cumpere tot felul de altcoin-uri, shitcoin-uri și așa mai departe, care până acum le cumpărau, pentru ca să câștige bani. Acum lumea vrea să-și apere, să-și protejeze banii, nu să îi înmulțească. Respectiv, criptomonedele ar fi prima idee de investiție. A doua idee de investiție ar fi, în principiu, trebuie să vedem ce se întâmplă cu Rusia. Rusia este unul dintre principalii producători, dacă pot să spun așa, de petrol și gaze naturale din lume. Respectiv, la moment este destul de puternic zguduită această piață, piața petrolului, piața gazelor naturale. Rusia, la moment mai multe țări, spre exemplu Statele Unite, în special, au renunțat la importul de gaze naturale de petrol din Rusia. Alte țări urmează să renunțe, respectiv celelalte companii de petrol din restul lumii, ele vor fi nevoite să dobândească mai mult petrol, vor
vinde mai mult petrol, petrolul crește în preț, chiar dacă toți producătorii încearcă să mențină prețul petrolului. Respectiv, aici este destul de simplu să ne dăm seama că, adică deja au crescut prețul combustibilului, bine, românii panichează, cred că în zadar fac panică din nimic, dar totuși, prețul combustibilului a crescut, adică eu aseară, înainte de a intra, sau mai exact, intrând în Chișinău la ora 11 și ceva seara, după ora 12, deja după jumătate de oră, am văzut o creștere la prețul benzinei de 1,50 lei, vorbim despre lei moldovenești. Timp de jumătate de oră, prețul combustibilului a crescut cu aproape 2 lei moldovenești, care în principiu este o viteză nebună cu care se schimbă prețul carburanților, indiferent că se speculează sau nu pe această piață, dar totuși companiile care produc petrol, care exportă petrol, prelucrează petrolul, gaze naturale și așa mai departe, ele vor fi beneficiarii acestei crize, acestui război. Aici vorbim despre companii precum OMV Petrom, spre exemplu compania Petrom OMV, care poate fi cumpărată la bursa românească prin brokerul Tradeville, da? Tradeville.ro, pot fi cumpărate acțiunile acestei companii. Da? Companii de felul ăsta vor beneficia și, într-adevăr, putem să mulțim banii noștri, părerea mea, investind în companii de felul ăsta. Pe lângă asta, ne uităm și la scenariul opus. Combustibilul se scumpește. Poate nu se va scumpi de 3 ori, așa cum, repet, așteptau românii, dar totuși se scumpește. Adică Rusia nu va mai exporta gaz în multe țări, respectiv automat se va crea deficitul de petrol, automat, chiar dacă celelalte țări, companii vor încerca să compenseze acest deficit, oricum se va specula pe această piață și prețul va crește, respectiv pe lângă companiile producătoare de petrol vor beneficia producătorii de automobile electrice, cu siguranță, din cauza că lumea va fi speriată de creșterea prețurilor și în special creșterea combustibilului pentru persoanele care circulă zilnic, eu cred că va spori foarte mult achizițiile, cumpărările automobililor electrice, așa că companii precum Tesla și concurenții, eu cred că la sigur vor fi beneficiari în viitorul apropiat chiar. Nu vorbesc neapărat despre Tesla, nu este Tesla neapărat o idee de a investi, dar în general această industrie, această piață recomand să fie urmărită pentru că cred că în principiu se vor intensifica, vor merge bani acolo. Și penultima investiție din lista noastră, o să spun destul de banal, aurul. Aurul acum are un preț record și continuă să crească și aici explicația este destul de banală, având în vedere că ne aflăm într-un război, aurul este un activ, sau mai exact să spun așa, unul dintre puținele active deflaționale, adică în cazul în care se întâmplă ceva și dispar banii, în cazul unui război mega, mega mare sau global sau mai știu eu, banii nu vor mai avea nicio valoare. În schimb, aurul va avea valoare deoarece aurul este limitat, aurul este greu de dobândit și aurul întotdeauna va fi o modalitate de schimb, chiar va rămâne o modalitate de schimb, chiar dacă și primitivă. Respectiv, aurul la momentul actual crește și în aur se poate de investit pentru că atâta timp cât va dura acest conflict, aurul va crește și este o idee bună atât pentru a proteja banii noștri cât și pentru a câștiga pe moment. De ce nu? Respectiv, aici, la întrebarea de unde să cumpere aur, nu mai vreau să răspund neapărat foarte detaliat, în sensul că nu trebuie acum să mergi să-ți cumperi ceasuri din aur sau brățări sau mai știu eu, adică în aur se poate investi foarte simplu la bursă, poți investi într-un fond de aur, sunt anumite companii, anumite fonduri care investesc în aur, aceste fonduri sunt, iată, tickerul acestor fonduri, da, pot fi, iată, GLDM, GLDX, adică printre cele mai bune ETF-uri, care în principiu cât de cât imită prețul la aur, respectiv iarăși, aurul ca o idee bună. Și ultima idee din acest video, cred că poate cea mai banală, dar totuși actuală, la momentul actual, s-ar putea de investit în dolarul american. Pentru că ceea ce se întâmplă în Rusia, ceea ce se întâmplă în Ucraina ne arată că pur și simplu valutele, să spun așa, secundare, precum ronul, chiar dacă ronul, leu românesc, leu moldovenesc, la moment sunt destul de stabile, ba chiar mai mult, cred că euro s-a devalorizat mai mult decât ronul la moment, decât leii românești. Totuși, vorbind despre situația globală, valuta cea mai rezistentă, valuta care crește la moment în preț
să zic, în raport cu alte valute, este dolarul american. Adică la moment rubla rusească se devalorizează cu o viteză enormă comparativ cu dolarul american. Hrivna ucraineană, nu mai vorbesc, adică la fel, nu mai costă aproape nimic și așa mai departe. Dolarul crește în preț puțin câte puțin, respectiv dolarul, pe lângă idei de investiție, este cel puțin o idee superbă la moment pentru ca tu să-ți păstrezi banii tăi. Adică să nu-i păstrezi în lei moldovenești, să nu-i păstrezi în roni, pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă că începe un careva măcar mic conflict armat în Republica Moldova sau în România, păi ronii vor începe să piardă în preț cu o viteză nebună sau lei moldovenești vor începe să piardă în preț cu o viteză nebună. Pur și simplu 10.000 de lei românești se pot transforma în 5.000 de lei peste noapte, dacă vorbim raportat la euro sau la dolar. Da? Respectiv, dolarul rămâne, iată, ca o idee de investiție. Cele 5 idei pe care am vrut să ți le dau în acest video sunt astea. Pe final de video, probabil ar fi cazul să zic și în ce nu trebuie să investești, pentru că sunt multe, direcții, să spun așa, surse în care nu trebuie să investești. Eu am să zic per general, nu vreau să mai lungesc acest video, desigur, ești liber să-mi adresezi întrebările în comentarii, poate ai anumite idei, direcții în care vrei să investești și ai fi curios părerea mea să o afle, dacă cred eu că e o idee bună sau nu. Totuși eu am să zic general, cred că la moment nu este deloc bine să investești în acele active care, în principiu, să zic așa, prețul cărora este umflat de hype, de un careva hype, da? Să spunem, există anumite companii, anumite acțiuni la bursă, anumite criptomonede, care până acum le reclamau bloggerii sau pur și simplu le cumpărau toți pentru că ele creșteau în preț, dar în realitate nu valorau atât cât costau, da? Vorbim despre compania Virgin Galactic, da? A lui Richard Branson, care trimite în cosmos pasageri, da? Respectiv acțiunile acelei companii, atâta timp cât era hype, toți le cumpărau, ele creșteau și așa mai departe. Acum categoric nu merită de cumpărat chestii de felul ăsta, categoric, din cauza că în cazul în care războiul va continua sau încă mai rău se va agrava situația, aceste companii vor fi printre primele care vor cădea. Tot felul de criptomonede care le reclamează bloggerii, care se numesc nu știu ce, nu știu cum, denumiri stranii, printre primele care vor cădea, vor dispărea sau pur și simplu vor fi echivalate, se vor echivala cu zero din cauza că ele nu valorează nimic în sine lor. Respectiv, dacă te uiți la acțiuni sau criptomonede, eu m-aș uita la acțiunile companiilor bune, la acele criptomonede bune care într-adevăr sunt niște active solide deja și cel mai probabil își vor păstra prețul. Asta este tot ce am vrut să-ți spun în acest video. În cazul în care a fost util, te invit încă o dată să-mi lași un like la acest video și să te abonezi la canal, desigur, în cazul în care nu ești abonat, pentru că perioada apropiată voi încerca să scot încă și mai multe videouri aici pe canal, să te țin la curent cu toate noutățile pe plan de investiții, economie, poate chiar voi atinge un pic și situația politică, pentru că pentru mine personal la moment este important să mă informez din surse sigure, să văd ce se întâmplă cu adevărat și în principiu să găsesc soluții de a păstra în primul rând banii mei și de a-i înmulți, pentru că, repet, da, acest război, ceea ce se întâmplă acum este groaznic, într-adevăr, dar pe de altă parte el ne oferă și o mulțime de posibilități pe care tu n-ar trebui să le pierzi și de care ai putea să profiți. Așa că abonează-te la canal și ne revedem în cadrul unui alt video.